Flavius Roșu, candidat al Alianței pentru Șag, a mers astăzi la urne încrezător. A votat pentru continuitate și pentru dezvoltarea comunei. Roșu s-a arătat de asemenea mulțumit de numărul mare de alegători care s-au mobilizat, media fiind cu peste 10% față de cea națională. Am votat pentru continuitate, pentru dezvoltarea localității, să continuăm proiectele pe care le-am început și după ziua de astăzi. Au venit oamenii la vot? Da, avem o prezență foarte bună la Șag. Media este peste 10% față de nivel național. Și cetățenii din Șag au ieșit astăzi la vot pentru binele comunei. Pentru ce ați votat astăzi? Pentru binele comunei noastre. Este important ca oamenii să vină la vot? Cel mai important, ca să promovăm și să ne dezvoltăm, trebuie să și votăm, nu? Ce îi transmiteți celor care poate încă se gândesc dacă să vină sau nu? Să vină la vot, în primul rând, dacă vor ceva bine, ceva să promovăm, să ne schimbăm în mai bine, să vină la vot.